163 de parlamentari ai partidelor de opoziție au semnat moțiunea de cenzură împotriva executivului, care va fi depusă mâine în forul legislativ și care urmează să fie dezbătută săptămâna viitoare. Ajunge guvernul Dragnea-Dăncilă rușinea României, este titlul documentului prin care PNL, USR și PMP vor să răstoarne guvernul PSD-ALDE. Ce propune opoziția în schimb? 15 ministere într-un guvern, 45 de secretari de stat, fonduri europene atrase pentru construcția de autostrăzi și infrastructură mare, forță de muncă bine calificată pentru mediul de afaceri, companii de stat restructurate, o administrație publică eficientă lăsată să-și cheltuie banii pentru a se regăsi banii în proiecte de investiții și în bunăstarea directă a cetățenilor. Partidele din opoziție au nevoie însă pentru a schimba guvernul de 233 de voturi în Parlament, adică de încă vreo 70 de aleși. Vor reuși să adune în plus atât de multe voturi? Greu de crezut. Chiar dacă cei 17 parlamentari de la minoritățile naționale, altele decât cea maghiară, ar vota moțiunea, deși nici asta nu este sigur, tot ar mai fi nevoie de peste 50 de voturi, greu de adunat. Pentru că partidul lui Victor Ponta, cu 16 parlamentari, spune că nu va vota o moțiune dacă viitorul premier va fi președintele PNL Ludovic Orban, iar Kelemen Hunor, liderul UDMR, formațiune cu 30 de aleși, reproșează că nu a văzut încă un program de guvernare, un premier și o viitoare majoritate parlamentară. Opoziția mizează pe faptul că mai mulți parlamentari PSD afiliați puciștilor din partid vor vota moțiunea, însă este puțin probabil ca aleșii puterii să voteze împotriva propriului guvern și să piardă astfel privilegii importante.